Vă salut, colegi columbofili. Este dimineață, urmă dimineața, suntem cu cafeluța la porumbei. Nu am mai văzut porumbei de o săptămână și ceva. Am avut foarte multă treabă și nu prea am avut timp. Și văd că să fac de bine. Arată bine porumbei. Ia uite, ăsta s-a necat cu un buc. Stați un pic, poate și-o de ori și revine, ori trebuie să-l iau eu. Dacă am un caca, nesătulu. Ia uite ce aud. Stați că revin imediat. Gata, pacientul este bine. Uitați-l. A fost un bobolea mai mare. De asta. O să trebuiască să le fac la sota, să le fac curățenie. Sunt în urmă cu multe. Vremea de afară, cred că de peste 2-3 săptămâni nu a mai ieșit soarele. Este așa închinorat, urât. Na, vreme de iarnă. Porumbei, voi știți ce mai fac? Cum să mai prezintă? Ați terminat tratamentele de iarnă, le-ați început. Deci azi fiind sâmbătă, le fac la sota, sâmbăta viitoare trebuie să fie paramixo. Și peste 2 săptămâni, cred că o să le fac un pH așa. Și după așteptăm să reproducem, să vină sezonul să reproducem. Între timp am văzut că a coborât și puiul de jucător. Dar nu știu pe unde e, cred că e la ha. E pe hrănitor. E și chiar frumos, cred că e și o porumbiță. Cam atât cu vlogul de azi, vă salut. Ia uite ce au fi pățit topologul ăsta. Un pic am zdrelită la penaj. Vă salut.